și bine ați venit! Ea este căsuța mea, căsuța sufletului meu, da, pentru care mulțumesc lui Dumnezeu și pe care mi-am dorit-o, știi, o visam. Atunci când eram mică, urmăream telenovele și, dacă mai țin eu bine minte, Lacrimi de iubire, și era o imagine cu niște scări, iar în dreapta era o ușă a bucătăriei. Ei, căutând pe net casa, am văzut o imagine exact ca cea din viziunea mea. Iar aceasta era casa de acum. Și ți-ai dat seama și doar din poze? Da, îi spuneam mamei, asta e casa mea, asta o vreau. Mama zice, mergem, dar să nu o lauzi, să nu o lauzi, că poate mai reușim cumva, să mai scădem din preț, știi? Și când am venit și am văzut, zic, uai, ce frumoasă e. Mama zice, te rog frumos, nu mai lauda, știu, mă, Cotia, stai cu minte. Așa că am intrat să vedem locuința care seamănă identic cu casa din telenovelele copilăriei. Gianina a cumpărat casa gata mobilată și utilată și îi spune că e fix așa cum își imagina ea că o să fie. Deci holul ăsta a declanșat viziunea mea. Da, exact. Fotografia văzută a fost similară cu cea din visele mele, visele copilăriei. Mi-a plăcut foarte mult și este făcută exact pe gustul meu. Parcă și nu știu dacă aș fi făcut-o eu, cred că n-aș fi făcut-o la fel de bine. Ai decorat mult în ea? Nu am decorat absolut nimic. Deci, exact cum o vezi, exact așa am găsit-o. Covoare, draperii, perdele, tapetul, nu există nimic modificat. Da, mie îmi place foarte mult albul și văd că toate au fost aranjate în așa fel încât să-mi placă. Ești îmbrăcată în alb? Da. Albul e pasiunea ta? Îmi place foarte mult. Mi se pare o culoare pură, frumoasă și simplu. Pentru mine, te pregătești de vreo nuntă, ceva? Încă nu, încă aștept prințul. Știi, m-am aranjat, am pregătit casa și așteptăm prințul. Ai pregătit și piesă? I-am pregătit și o piesă. Roagă, ce bade, ce roagă, ca să te însori de grabă, poate Dumnezeu te ascultă, ai și-i face și tu nuntă. La etaj totul este complet alb. Pentru că este o persoană foarte credincioasă, în toate camerele de sus are icoane. Să-ți prezint și dormitorul meu. Este alb, fain și simplu, la fel. N-am decorat cu prea multe lucruri. Da, e foarte mult alb și în dormitor. Da, da, dar mi se pare că e odihnitor, este liniștitor. Mobila este la fel albă, am destul de mult spațiu de depozitare pentru lucruri personale și cele necesare. Iar aici mai am două icoane pe care le păstrez în dormitorul meu, Sfântul Gheorghe și Maica Domnului. În rest nu am... N-am încărcat cu prea mult, deoarece mă simt mult mai bine așa, mai simplu. Iar în fața ea am o vedere frumoasă spre munți. Când e vreme frumoasă, când e vreme frumoasă se văd munții Făgărașului. În celelalte camere, Gianina își ține cele mai de preț lucruri, costumele populare și poșetele de firmă. Am pregătit câteva lucruri pe care eu le port, se numesc gărdane, de pus la gât, și le folosesc la costumele populare, în funcție de ce costumul mi-a aleg, da. Am și unul specific zonei mele, alb-negru. Am costume din zona mea, cele mai multe, și am și din alte zone. Asta este o ie din Muntenia pe care am achiziționat-o și mi-a plăcut foarte mult. Uite, costumul acesta, din câte știu eu, străbunica sau cineva din bunicile mele a fost mireasă cu el. Asta este și ia de la foarte el. Frumos. Asta e piesa mea de rezistență, pot să spun, și mama săraca s-a chinuit și l-a spălat. Cel puțin în zona noastră, greu mai găsești costume. Îmi place și Oltenia. Uite, am un costum din Oltenia, asta e specific zonei oltenești, pe care l-am achiziționat pentru mine, de drag așa, să-l am în palmaresul meu de costume populare. Asta vreau să te întreb, cu ce completezi iile și rochile pe care le ai? Astea erau cătrânțele nevestelor de mineri, pentru că la noi, în zona Moștilor, Roșia Montană, de unde mă trag eu, de bunici, se purtau aceste cătrânțe și le aveau doar nevestele de mineri, care se spune că erau mult mai avute. Iar asta este pe vremea cu... ce erau da, avute. Da, și asta era cu fir de aur, dacă se vede. E cusută cu fir de aur și este făcută de mâna bunicii. Așa, de genți ziceai? Da, am câteva ce piese. Ce colecție de genți ai? Nu am o colecție, dar am câteva piese de rezistență care... Asta este piesa plac. Ta. Da, și să știi că nu știu dacă am purtat-o de vreo două ori, așa că... E ceva geanta asta. E. Așa mai am aceasta. Din uite, aceeași brand? Da, aceeași brand. Aceasta este din piele de vițel. Am cumpărat-o de undeva, de la un magazin de prim brand și mi se pare cât foarte... Cât ai dat pe ea? Vreo 700 de lei, nu cred că a fost. Și pe cealaltă? Nu mai știu. Aceasta iară mi se pare foarte drăgălașă, pe care am... Tot de brand? Tot de brand. Așa.
Și în rest nu pot să zic că cumpăr, pentru că nu prea port. Eu sunt așa o fire mai sport, mai casual, nu prea mă, să fiu așa elegantă toată ziua, deci nu investesc bani în asta. Are obsesie cu parfumurile și când îi place unul, nu rezistă să nu și-l cumpere. Și pentru că m-ai întrebat ce colecție am, vreau să-ți prezint colecția mea de parfumuri. Îmi plac extrem de mult parfumurile și am adunat câteva așa în ultima vreme. Câteva? Da. Îmi plac foarte, foarte mult. Sunt, Doamne, câte parfumuri! Cred că sunt top pentru parfumuri. În rest nu am cu rochii, cu pantofi, cu genți, nu am o problemă, dar parfumurile să fie că cât de multe asta nu... Asta e obsesia ta, să zic. Da, da, da. Am o grămadă păi care îmi plac foarte mult. Nu știu, nu le-am numărat, dar am nici câteva și îmi plac foarte mult. Tot aici, în noua sa casă, Gianina și-a descoperit și pasiunea pentru grădinărit. Aceasta este terasa, terasa din spate, curtea din spate casei. Eu mă ocup de gazon. Mie îmi place să tun, să grădinăresc, să... Serios? Simt așa că mă descarcă, că mă relaxează, da. Sunt bucuroasă de tot ce am reușit până la această vârstă, de căsuța pe care o am, de lucrurile pe care le-am realizat. Dumnezeu a fost bun și uite că lucrul ăsta se vede astăzi. Ai o vârstă destul de fragedă. Da, la vârsta mea cred că sunt un om realizat și iubit de Dumnezeu. De asta ți-ai scos și piesa cu tinerețe? Da, am o piesă cu tinerețe, Colț de Rai. Tinerețe, colț de rai, la 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 la, te rog cu mine mai stai, la 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 la, că lumea toată e a mea, la 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 la, nici când n-o mai fi așa, la 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 la.